magia sărbătorilor de iarnă a transformat sediul ziarului Viața Liberă într-un loc de poveste, în care Moș Crăciun și-a dat întâlnire cu oamenii de zăpadă, cu spiridușii și ajutoarele lui pricepute. Pentru așa eveniment a fost pregătit un brad desprins din reviste. Sau, mai bine zis, din ziare, pentru că, nu-i așa, bradul de Crăciun și venirea moșului încărcat de daruri este subiectul care ține în această perioadă prima pagină a ziarelor. În jurul bradului, împodobit de ajutoarele moșului cu globuri și ghirlande strălucitoare, cu șiraguri de luminițe multicolore, au fost așezate cadouri minunate, iar spațiul primitor al ziarului Viața Liberă a fost transformat într-o scenă ad hoc, unde colindătorii sunt invitați să se bucure alături de jurnaliști de farmecul acestei perioade minunate. Și nu lungă ne-a fost așteptarea. Primii colindători de anul acesta au fost prichindei de la grupa mijlocie a grădiniței numărul 45, Parfumul Teilor, însoțiți de doamnele educatoare Ambrozia Negru și Mădălina Țigănuș. Cei mici ne-au încântat cu frumoasele lor cântece de iarnă și ne-au demonstrat că au un repertoriu bogat pentru a-l întâmpina pe Moș Crăciun. Moș Pentru acest minunat mini-spectacol, copiii au fost răsplătiți cu dulciuri. Mai mult, ei au putut vorbi direct cu spiridușii și ajutoarele moșului pentru a le transmite ce daruri și-ar dori, ca niște copii cu minți și talentați ce sunt, să găsească sub brad în seara de ajun. Desigur, porțile ziarului Viața Liberă sunt deschise în aceste zile pentru toți colindătorii, îi așteptăm cu drag pentru a ne bucura de darul de a fi împreună și de a ne primeni sufletește de nașterea Domnului și întâmpinarea noului an.